De mai mulți ani, copiii nu mai au acces în curtea școlii în timpul weekendului, atunci când porțile unităților de învățământ sunt închise cu lacătul. Despre permiterea în afara orelor a accesului pe terenurile de sport s-a vorbit și în mandatul trecut, dar nimic nu s-a concretizat. Recent, edilul șef Constantin Toma le-a solicitat responsabililor din școli să ia încă de pe acum, în vacanță, decizia de a lăsa deschise spațiile în care copiii ar putea să se joace. Am făcut o hârtie scrisă la toate liceele. L-am pus pe domnul Androne, care se ocupă de relația cu școlile din Buzău. Mâine dimineață sau astăzi până la prânz, ar trebui până de seară, că mâine sâmbătă, nu? Să îmi dea un raport ce director a fost de acord, ce director n-a fost de acord, ca să am și o grijă de ei în continuare. De supravegherea elevilor care se vor juca în curtea școlii atunci când nu se fac ore, ar urma să răspundă chiar polițiștii locali, până la momentul în care vor fi disponibilizați. Nu este normal cu o armată de poliție locală peste tot în toate școlile astea, care poliția locală n-a plecat, nu vă gândiți la treaba asta, vor pleca peste 2-3 luni. Deci pot sta și polițiștii locali acolo și să supravegheze pe acești copii care trebuie să se joace fotbal și ce vor ei, nu să facă alte tâmpenii. Primarul declară că, în cazul spațiilor amenajate pe terenurile de sport cu ajutorul unor privați, intenționează să ia decizii radicale, având în vedere numeroasele sesizări primite de la locatarii deranjați că la orele serii partidele de fotbal le turbură liniștea. Este adevărat, am sesizat și o poliția locală, vom vedea legal ce putem face. Deocamdată acționăm și dăm amenzi. Mai târziu, probabil o să luăm măsuri de desființare a celor activități care deranjează vecinii. Accesul copiilor în curtea școlii și în afara orelor de curs i-ar ajuta pe mulți dintre elevii care nu găsesc în zona lor locuri de joacă.